Mâna porcului se împarte anul ăsta la Luruja din Racovița. Bela! Unde ești, fie? Da. Gospodar pe cinste, cu respect pentru tradiția din Banat, i-am găsit în zor gata de lucru. Fiecare cu locul bine stabilit, după rânduiala casei. Și câte lucruri n-am aflat. Am tăiat purșel, am tăiat porc mai mărișor, am făcut de toate. Dar prima dată când îl pârlim cu o paie, după prima tură, așa au început să miroasă șoricul de fain. Dar bunicii noștri, acum 30 de ani, nu au făcut la bobotelie. Au făcut numai cu paie. Așa e. Cu și paie. Asta-i tradiția? Tradiția. Și, da, tradiția. Și unde noră, cum n-a mers botelia înainte, acum 30 de ani, 40 de ani, au avut niște fiere. Aha. Care le-au băgat în foc. Așa. Și alea s-au înroșit. Le spunea piglaise. Piglaise, da. Cu piglaise înroșit în foc. Înroșit în foc și unde mai rămânea păr, cu alea ardea tot părul. Dar numai cu paie s-au făcut, nu cu... Paiele astea au și aroma lor deosebită. Așa. Și ele intră în epiderma, na, epiderma. În șoricul porcului. În șoricul porcului. Mircea și familia lui taie în fiecare an câte 30 de porci. Și asta pentru că i s-a dus vestea prin Buziaș despre preparatele din carne de porc pe care le face în propria ei gospodărie și despre care ne-am convins chiar noi. Dar bunătatea acestora începe de la felul cum este crescut măria sa porcul, zice uica Mihai. Dacă vrei să tai un porc, uica, unde te duci? Unde cauți porcul? Ei, îți spun, mă duc în comunele care sunt foarte îndepărtate de drumul principal. Aha. Găsesc gospodărie rustică, dacă îi găsesc ca aici, cu cocină, cu boabe, tu vezi ce au varză pe jos, pe alea, mă uit la troacă, la apă. Dacă văd urme de furaje concentrate, îl întreb pe om, mă, ți le faci singur, ai moară cu tare. Da. Iau informații, culeg informații. Iar în comunele astea foarte îndepărtate de șoseaua națională, sunt sigur că găsesc porci crescuți așa cum îi crește paurele. Aha. Cum să nu se simtă când aia de la măcelărie e tablă? Așa. Aia dacă o pui în sare, e tare, nu se moaie. Asta mea, dacă ați fost la piață la mine, se topește în gură slănina. Păi și de ce? Cum e? Care-i diferența? Diferența e că mâncă porumb, mâncă natural, mâncă, nu mâncă concentrate. Aha. Deci ăștia o să rămână orfani luna viitoare. Luna viitoare rămân fără mamă, da. Dăm voie să le fac un descânte ca să se zoace. Da. Au purșei, au purșei, să-i mânșe uica pre ei. Ai văzut cum au purșit toți? Până să ajungă în farfurie la uica Mihai, porcul se pârlește în foc de paie și se arde cu flacăra de la butelie ca să se moaie bine șoricii și să se curețe pielea de părul gros. Pentru asta însă ai nevoie de pricepere și îndemânare, altfel o să-ți umble vorbe în sat. Dar ce flacără trebuie să fie? Așa, ca să se arde albastră, bine? Albastră. Aha. Albastră să scoate. Dacă e focul prea tare, pleznește șoricul, nu-i mai bun, nu se mai scoate în fâșii. Dacă e prea moale, rămâne părul în el, deci trebuie spotivești. Auzi, dar câte luni au avut porcul ăsta aproximativ? 10-11 luni. 10-11 luni, deci sub un an încă e pielea... E fraged, crud. Dar are o scroapă acolo când am văzut-o. Eu am crezut că-ți ține buldozerul printre purcei. Acum au pârnit unghiile mai tare și acum să scot unghiile de la porc. O vezi? Înțelegeți? Și rămâne ciolanul care se face fasole. Practic a descălțat porcul. Da. Da? Să punem pantofi. Să vorbește că de îmbătrâni, dacă ai copii mici și le dai apă să bea din unghia asta, nu se mai pișe în pat. De la piciorul din față. Din față. Și dacă, după ce ai venit din armată, bei din unghia de la piciorul din spate, toate muierile frumoase din sat se țin după cine. Tot felul de povești auzi la pomana porcului. Dar departe de a fi o istorie bine zisă, recordul de greutate pentru un porc tăiat de Mircea e de 360 de kg. Mă, îmi tremură mâna că mi-s gazdă greșită. N-ar fi putut să facă mare lucru însă cu el, fără oamenii lui de nădejde, de-ai casei de altfel, organizați ca la carte. Și uite cam cum stau lucrurile pe aici. Banatul e intrat cu tăiatul porcului în Uniunea Europeană înainte de toate celelalte regiuni. Așa, uite aici, avem tehnologii, flux tehnologic, avem workshop-uri, da. De categorii, da. Fii atentă, observ că toată lumea stă cu ochii ațintiți în jos pe carnea de porc să nu putem noi fura o bucată. Acolo, uite, fii atentă, s-au scos coastele care se împart. Este scărița pentru ciorbițe, pentru afumat. Se scoate slănina, 2-3 sortimente de slănină, pește, adică mușchiulețul, cotletul separat,
jamboanele se tranșează, se fac așa. Silvia nostru ce-a fă... Silvia, le bagă și tu o bucată de carne în sân, să avem și noi pe drum. Închinare burță, că porcul calea asta o ia, să-l ierce Dumnezeu și pe el și pe noi. Al mai bun fel de mâncare la tăiatul porcului răchea fiartă. De partea cealaltă, femeile își au rolul lor. Se ocupă de treburile migăloase, dar nu dintre cele mai plăcute, spălatul mațelor. Bună dimineața, bună dimineața! Țucu vă fața! Ce ați lucrat voi toată ziua? Ce ați meșterii, ce ați făcut? Am spălat mațului. Există o sectorizare a muncii. Așa. Bărbații fac lucrurile grele. Iar femeile fac și fac mai grele. Nu, alea migăloase, pentru care bărbații n-au răbdare. Ai văzut cât timp le spălăm. Da. Cum a început dimineața la tăiatul porcului? Cu răchie, da? Cu răchie, da, cu răchie fiartă. Da. Da. Și când pui bărbatul după ce-o băut, îi dezi de răchie fiartă. Sparge mațule. Le face prau. Păi, da, numai... Și atunci, vezi, femeile, că nu, ele beau dimineața o țără cafă. Da. Da. Cu lapte, nu? Aia, la prima oră, cafea. La prima oră. Nu lucrăm nimic până nu ne bem cafeaua. Dacă atunci nu le dai capă, nu lucră. La porci ne ducem. Numai prima dată bem cafeaua caldă. Și cum spălați asta să nu se spargă mațul? E greu. E greu? Foarte greu, că trebuie luată untura toată după ele. Așa. Trebuie asta și atunci le spălăm așa, le frecăm cu sare, cu bicarbonat. Aha. Pe urmă le întoarcem și iar le frecăm cu sare, cu bicarbonat. Da. Ca să iasă să și iasă mirosul. Mirosul din ele, da, da. Auzi, Simona, dar nu e mai simplu să cumperi de la magazin decât să stați aici să... Mai, mai simplu, dar astea sunt originale. Aha, sunt adevărate. Astea n-au gust de plastic. Nu, să știi că ales din plastic. Așa? Și chinezești. Da. Da. Și astea sunt originale. Mircea și Simona, miroasă... că de-aia am venit la ei. Păstrează tradițiile. Uite, uite acolo. Da. Simona, vino încoa să facem o poteaua. Te rog să ne tragi în poză. Deci, asta e o claie de fân originală, adunată cu furca, cu grebla după câmp, cărată cu căruța, adus acasă, cu asta rănește vicile. Tot ce vezi... Porcii aia și purcelușii și purcioaica aia de 300 de chile care urmează tăiate sunt crescute cu lucruri naturale. Pentru Banat și pentru Pusta Bănățeană, cu capul înainte, uica se duce! Oameni buni, așa m-am născut, așa am trăit toată viața, așa o să închid ochii. Ăsta e locul meu, uite aici, în paie. Ce paie sunt așa, de ori sau de grâu? Paie de grâu. Uai, că miroasa pită. Ce trebuie mai mult de atâta? Să mă iertați, fac o țără pauză. Păi măcimișă în apa ta, mă. Au, Doamne, mă, și neca, mă. Să mă duci în Sârbia, mă. Ca să o găsesc pe mândra. Că-i fugită de un an, mă. A fugit cu un gilivan, mă. Doamne, dacă o prind odată, o să-i fac o judecată și-i rup pișoarele și-i sfârcic poalele. După aia iau în brață, Doamne, șoțucul cu dulceață, mă. O, nu știu, Mircea, și-ai băgat în răchia aia, că m-o prind jălea. Cât cei mai tineri ai casei se ocupă de tăiatul porcului, îi mai bătrâni fac de mâncare pentru familie, dar și pentru goști, ca să mai stingă din răchia cu care s-a stropit porcul de rugăciune și ca să sporească treaba în gospodărie. De asta s-a ocupat Babi Steluța, la cei 75 de ani ai săi, care a pus la cale, așa cum se făcea odată, porândău de banat din sânge de porc. Cât am bătut banatul ăsta, am văzut atâția feluri de borândău. De exemplu, am fost la cena de acolo. Face sânge, fript cu ceapă, așa, nu-i spune borândău. Frige sângele într-o cigane, cu o țărășeapă tăiată mai mare, cu bucăți de la gușa porcului, cu sfârcuri de mușculeț de cotlet. Alții fac numai frământată carnea cu făină albă, friptă cu mult usturoi și la urmă pun sângele. La voi am văzut aici că îi
ceva cum știam eu de pe Valea Cimișului, de la Munce. Cum faceți voi borândăul? Am pus apa la fiert, pun sare, pun carnea, fierbe. Când e gata de fiert carnea, atunci prăjesc făina de cucuruz mestecată, o frec cu sânge și o pun o frig. Și când înghingesc eu că e friptă, atunci iau cu lingura și pun în oala cu e carne. Carne cu zeamă. Zis și făcut. Pe cuptorul încins punem să fiarbă căzături de la porcul tăiat proaspăt, carne macră, dar și mai grasă de la gușă ori de pe burtă. Și cum porcul nostru a fost tânăr, și carnea o fierbe la fel de repede, dar avem vreme să mai tragem cu ochiul la ce se întâmplă în curte. Ei, de asta s-a îndrăgostit Veronica Mihoc, cum le faci tu la piață. Da, am două feluri de slănină, cu două rânduri de carne. Arată-mă la cameră să bată lumea, că nu ne lăudăm. Cu două rânduri de carne și toată asta de pe burtă. Și asta e din aia de pe spate, care e o țară mai groasă și e ca untul. Așa. Da, asta, care știe, și asta e... Fraților, iarnă grea, minus 20 de grade, zăpadă, viroze peste tot. Uica Mihai, Mircea și Veronica Mihoc, dacă o luăm în clubul nostru, nu ne îmbolnăvim. E clar. Slănină. Usturoi, ceapă roșie, răchie și asta este egal cu ampicilină, streptomicină, canamicină, bobolicină, bobobolo. Tot. Și se numește slăninomicină. Om fain și priceput, Mircea ne-a deschis afumătoarea cu scârnăvii, să ne convingem cu proprii ochi de bunătățile pe care cu mâna sa le prepară. Ciuliți-vă și voi bine urechile. Da, uite, prima dată punem șoncul la sare. Șoncul. Mircea, mi s-a atât de fericit că stau ca domnul pe scaun și mă uit și altul lucră. Punem șoncul la sare, care stă 6 săptămâni la sare. Înțelegi? După 6 săptămâni îi facem o saramură, ca la varză, să stea ouul deasupra și mai stă o lună în saramură. Numai... Odată 6 săptămâni și mai plus... odată o lună. Da. Pate. Doamne, și tu târpești atâta vreme să nu-ți atingi de el. Șoncul așa rămâne și, și după aia vine o lună la uscat, la țărăt după ce să cum am camera arătat. Hai da, arăta. Apucă-ți de teamă, înțeles? Că eu mă uit la cine. Păi bun, și ăsta îl faci în decembrie, îl prepar și când a pus să-l mânci? Când se mâncă și în august și în septembrie. Da? Păi da. Dar în mai, iunie, iulie, când se roșiile, brânza, atunci, când e prânza de la oi, atunci se mâncă șoncul. În iunie, iulie, august, atunci se caută... Vera, hai să-ți povestesc cum e cu tăiatul porcilor în Banat. Întotdeauna se taie doi. Primul se taie înainte de Sfântul Mihai, adică înainte de 1 noiembrie, ca să ai de Crăciun și de Revelion afumătură din aia gustoasă, da? Al doilea se taie de Ignat, adică pe 20 decembrie și ai toată vremea de coasă până când mai, ajungi... iunie, iulie. Da. Exact, da. Ala de Ignat, da. Și ai slănina, ai slănina asta, uite, care o faci și stă... Fii bun, nu ne-arăta că eu mor de poftă, Mircea! Uite aici! Aaaa, uite aici. Cum e. Cât e de frumoasă! Și-i ca untul galbele, de bună. Ca untul. Da, așa da. Arată. Uite că a ieșit și sarea prin... Da, asta, aici iese sarea, că a ieșit... Bun, și șoricul ăsta se mai poate mânca? Da, că-i moale, doamnă, uite ce moale. Au de mine! Că ce moale, cum... Fii atent că dacă... Cu ceapă verde și cu ridichi și cu roșii, cum zicea Mircea. Ai, de viața mea! Hai la primăvară, acum îl mânci cu varza. Așa. Cu ceapă roșie. Da, așa arată și șoncul și slănina care vine scoasă de la camera de afumat, aha, de ventilație, afumătoare. Cu afumătoare, cu ventilație. Vine, poți să deschizi, să vadă. Să vedem. Da, așa, vezi încet. Că poate să are un porc nu, de acolo. Nu. Ia deschide tare, să vadă, așa. Să vadă și uica, uite și acolo. Și aici ai afumătoarea, zici tu. Ia da. Vino să ne explici ce vedem aici. Da. Uite cum stă șoncul. Asta... Ce s-a din spate? Asta din spate vine o... Vine ai. Peste două zile, trei zile, o stat, cinci zile la asta, vine date două fumuri și vine o pastramă de porc. Pastramă, dar asta din ce se face? Din care parte a porcului? Se face din carmanada... Cum îi zice, uite? Din cotlet. Cotlet, așa.
Așa. Cotlet. Partea de jos a cotletului, de la jumătatea porcului spre coadă. Da. Deci asta n-ai nevoie să ții prea mult. Alții fac șnițele din ea când se taie porcul, o taie. Eu o fac pastramă. Și în 3-4 zile se sară, da. Așa. Se sară. Se sară, da. Se sară. Și se sară pe masă și se mănâncă cu mare poftă. Da. Și uite, asta e Clisa care se poate mânca și așa. Așa, da. Acum se poate neafumată. Este alții care mâncă așa. Bun, și cu asta se poate face și o varză, cum știe uica. Hai, doamne. Hai, viața mea. Deci și dacă nu avem afumătoare și o cumpărăm, ia, să vedem. Aici. Ei, dacă nu ai antreu de afumătoare, da, aici se pune la... Au, lăsați-mă aici, vreau! Aici mă culc eu la noapte. Doamne, că n-am loc în... Uică! Fii atenția aici. Tobă, făcută ca în Banat. Acolo sunt jumeri, crame. Uite, cu asta afumată, dacă faci o păsulă, cartaboșul, fii atent cum e, parcă-i pictat cu pensula. Așa. Tizian, Leonardo da Vinci, Michelangelo, mamma mia! Așa. Slănina. Uite, asta e un mușchiuleț. Mușchiuleț afumat, da, o pastramă, da. Așa. Și ăsta cât rezistă, așa pus în frigider, rezistă după ce l-ai afumat? Rezistă și 2-3 luni, nu-i problemă, că el nu se strică, el e sărat. Așa, și nu primește miros. Au, toba asta care arată. Poteți să și degustați dacă vreți să mirosați. Ce zici, uite? Mircea, asta e stricat, asta trebuie să o aruncăm. O aruncăm, lasă că mă duc eu să o aruncăm. Unde o arunci, uite? Două bucătărie. Ia să vedem cum se pune sare aici. Hai da, uite. Dai mă să bag toba. Bagă toba înapoi. Lasă că mâncăm dacă vrei. O ducem și mâncăm. Vera, acum să-ți spun ceva. Eu prima dată când îmi fac precii noi, știi unde mă duc? Mă duc întâia oară. În peniță să controlez cât ce butoaie de răchie, câte litri de răchie ai făcut 800, acolo. Cam 800. Ah, cât? Cam 800 de răchie. Ăsta e cel mai bun prieten al meu. Și după aia îl caut în șpaiț. Așa. Să văd ce are acolo. Dacă sunt 3-4 feluri de tot ce auzi, acuscă, căstrăveți, gogoșari, o pastă de gogoșari am. Prietenul meu drag și iubit, Doamne! Așa. Acum v-am explicat. Dai mai departe, șocul, l-am sărat, îl băgăm în butoi să vină să vadă, îl băgăm primul la fund. Haide. Deci ăsta vine primul. Da, da, da. Băgat să stea pe fund, că ăsta stă cel mai mult, uică, nu? Ăsta stă, am spus, două luni. Unde carnea mai groasă, distanța mare la os, ăla trebuie să... Ăla să intre, să-și tragă. După care acum începem să punem Clisa toată. Luăm câte o bucată, punem pe masă, punem sare pe ea. Așa, dar nu există o normă. Nu! Să o învelești în sare. Ea își trage cât îi trebuie. Poți să-i pui două. Carnea de porc e atât de deșteaptă încât absorbe sare doar cât are nevoie. Așa, cum zice restul uica. Restul o elimină și găsești așa un strat de sare aproape cristalizată pe fundul butoiului. Da. Rămâne toată sarea pe butoi. Da, eu o pun acum peste șonc, bine aranjată frumos aici. Pe lângă slănină și asta mai băgăm cât un os. Păi, se umple golurile. Golurile. E un secret, nu e, e absolut interzis să rămână mult aer în bidon. În asta, da. Se umple tot frumos, chicit frumos, cum trebuie. După ce chicim toată Clisa, punem carmanada asta, pastrama, deasupra față. Deci asta vine... Hai, că plâng. Sărată. Vine frumos sărată și asta, iar și asta cu oasele astea, cu coastele. Cum zice uica. Astea cu coada și cu ăsta, în două zile, trei zile le-am scos afară. Așa. Le spăl bine, le clătesc. Ele și-or tras sare, că e foarte subțire. Da. Și carne. Vine stat o zi la uscat, la ventilație. Așa. Două fumuri. Acum nu și dau după secret. Aia nu ala cu păsură. Da, nu ala cu... Wow. Secretul cu, da? Cu cele afum trebuie spus sau... Da? Dar cum? Să n-audă multă lume, pică... Nu, numai noi și atât. Deci, să vine afumat cu rumeguș de fag. Aha, de ce? Deci, rumegușul de fag e cel mai special pentru mezeluri. Aha. Deci dă culoare, îngălbenește așa frumos, cârnațul face, dacă ați văzut cum e cârnațul, l-ați gustat. Viața mea! Ăsta e cârnaț făcut de... De o săptămână are. O săptămână are. Iar rupe uică și gustă. Așa. Nu, auzi, ăsta să nu mai bagi la loc, că se strică. Ăsta lasă că-l țin eu. Și așa n-am cravată. Bun. Așa, bun uică. Așa.
Gustă, da. Să vezi. Deci așa, măi, cu rume guș de fag, am da. Ținut minte. Vera, gustă. Așa, ia se. Gustă ca la piață. Ca la piață. După aia mergem, mai bem o gură de rechie. O, uite, dar ce două, vreți? Două. Ha? Dar îmi place. Vera. Nu-i gras, nu-i, exact. Nu-i condimentat. Am rețeta mea de condimente, nu... Vera. Nu numai rețeta și componentele din cârnați, da. Modul în care își alege porcii, sunt crescuți la pust aici, așa? De la oameni. Dacă n-am eu destui suficient într-o vară, mă duc și iau de la oameni, cumpăr din proprietatea așa. Omului. Caută porcul, vede după forma pulpei. Da. Nu mă că... Da. Da, e fetiță, e băiat. Și știi că există și o măsurătoare exactă să-ți dai seama cât are porcul? Nu. Ca greutate. De la baza râtului până în mijlocul prunții între urechi, măsori cu un centimetru, așa. Înmulțești cu 7 și rezultatul îți dă greutatea porcului plus minus 5 kg. Aha, deci nu te poate lua la fura la gândat. Nu, nu, dar eu acum tăind de 3-4 ani cum tai eu dacă văd porcul, nu din mint, ochi. Nu mint din ochi, nu mint 5 kg ori minus ori plus. Așa. Da, am pe prietenul ăsta meu ieri când m-am dus cu el, cu fratele lui Stanca, zis, 175 are. Când l-am văzut că el taie cu mine, când am cântărit, a avut 176 de chile. Ai câștigat o chilă, o! Chilă, da. Deci, lasă chila aia, o băgăm în borândău. Da, e bun. La bucătărie, babi Steluța fiert carnea pentru borândău și e gata să pună la fript mălaiul amestecat cu sângele proaspăt, strâns când s-a înjunghiat porcul. O, Doamne, că dacă vezi de ce să face mâncarea asta, bașcă-ți piere pofta. Dar dacă stai să guși de nea cu ochii închiși și mânci, și mânci, și după aia deschizi și îți piere. Asta, eu am așa înțeles că e după vremea lui Decebal. Na, stai de să mă uit eu la carne. Uite ce. O, e răsfiată. Da. Doamne, și dam bine de aici, Steluța. Hai mai departe să vedem. Na, acum să punem niște ulei aici. Mălaiul se îmbibă în sânge. Steluța, nu ce-ți greși, bagă sânge acolo. Dacă că și în ulei încins o să se frigă bine pe foc, amestecând continuu, până sângele se face ca o vișină putredă, iar mălaiul se deschide ca o floare. Atunci e momentul ca lingură cu lingură să-l arunci în zeama cu carne și să-l amesteci bine ca să nu se facă cocoloașe și să se prindă de fundul oalei. De ce nu facem noi fiecare zbor în dău? Când tăiem porcul numai, atunci facem. Aia din cauza că n-avem sânge. Păi da. Se poate așa. Cu del de gâscă. Ei, merge și dacă tai, de exemplu, eu dacă tai păsări acasă, dacă tai o găină, o păi gâscă, da. O... Se poate? Poate, de ce nu? Măi, înainte vreme, că eu mi-aduc aminte și de felul ăsta de mâncare, de m-am prefăcut că nu bașă-l știu. Cinerietul nu mai mânca atâta cu din asta. Păi aia cu pizza și cu hamburghere. Păi da, cu... Altceva. Când era ulița de lungă, ne programam în fiecare zi tăia altul porcul. Și aveai borândău, aveai pomana porcului. De la vecinul Gheorghe, la mine. Tăiam eu, îi dădeam și lui Gheorghe și lui Mărin. Tăia Mărin, îi dădea și lui Pătru și lui Iancu și așa mai departe. Da, așa se și toată dădea. Vremea era... O, nu-i așa? Așa era înainte, da. Acum nu mai, acum... Și știi cum era? Iulius, ia uite-te la mine, să-ți explic eu cum era. De la 1 decembrie și până dincolo de Crăciun, toată lumea a prânsat, umbla unsă la bot, așa, cu untură de porc. Stai că... Na, poate nici nu mai trebuie. Iulius, fiertul e aproape gata. Trebuie neapărat să ai pipar căiuce, adică ardeiuți, crăstăveți murați, adică castraveți marinați și ceapă tăiată mărunt, frecată cu sare, piper și boia, pentru că e o mâncare grea și dacă nu ai niște adjuvante din astea moderne, așa, precis o să ajungi ca oică, așa, să ai o burtă de bănățean. Și nu cred că vă stă bine tuturor, numai au anumitor oameni. Când mălaiul a fiert, borândăul se ia de pe foc. Înainte se servea oamenilor care lucrau la tăiatul porcului ca primă masă, căci întotdeauna pomana porcului se lungea până seara târziu, iar spiritele trebuie hrănite bine, să nu se încingă. De la răchia de prună, evident. Ce a ieșit, încercați și voi. Lume, 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 lume! Hai la uica!
Ia de aici că-i culipici, n-ai probleme la servici, ai baftă la gagici. Curajoșii, mofturoșii, adunați-vă la mine, la Raină. Borândău, cine bubii v-au pus să vă înfundați cu ceapă la grătar cu din alea? Ia gustați. Dacă e bun, mă iau una. Așa. Hai, zi ceva. E bun. Stai să iau pulsul. E bun, e. Tic-t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 ic. Bă, ai început să ai inimă de bănățan, adevărat, mă. Am văzut aproape 99,9% tradițional tăiatul porcului în Banat. Așa. Măcelarul iute ca plinelul, nevastă sa, la fel de iute și frumoasă, parcă ar fi pictată așa, cu pensul, așa. Nu mai spun, de babi steluța. De babi, ai văzut-o plină de înțelepciune, de răbdare, da. Că am plecat eu pe la foc, pe acolo, ca aia, ca aia, ca aia. Nu au spus un cuvânt, m-a tratat ca pe un gost. Așa-i. Borândău a ieșit fenomenal. Mircio, vino în coaș. Bagă-te între noi. Ai mâncat fără mine. Lasă, nu mai gusta tu, că nu avem verdictul tău, că știm deja. Noi trebuie să ne învățăm vorba noastră. Trebuie să ne învățăm vorba noastră. Noi avem o vorbă. Tare. Că? Stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Am văzut la televizor, am văzut. Atunci spune tu așa. Stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Dacă totul e gătit ca la uica acasă. Cam banat, cam aici banat acasă. Cam banat la noi acasă. Cam banat. Cucui sufletului de banat. Ne vedem săptămâna viitoare, numai bine, sănătate. Da. Te duc la spital. Mă scoate. Nu. Ce să mă scoate? Mă scoate 2 litri de răchie în coașcă la Borândău ăsta. Hai să începem dacă vine doctorul. E bună răchie, da. Nu? Să nu vine doctorul. De ce? Că mâncă tot.